Salut prieteni, bine ați venit la videotorial.ro Eu sunt Cristi și astăzi o să vă arăt cum puteți fixa ecranul pe o singură aplicație astfel încât să nu se poată ieși din aplicația aceea. Scenariul ăsta este de folos atunci când dați telefonul cuiva care e foarte curios și ar vrea să vă umble prin telefon, dar el spune, domne, vreau să mă uit doar, nu știu, pe scorurile de la meciuri. Îi puneți pe browser în scorurile de la meciuri și fixați ecranul. El o să rămână fixat pe browser și prietenul nu o să mai poată să iasă de acolo. Un alt exemplu, în momentul în care dați telefonul unui copil să se joace un joc Fixați ecranul pe acel joc și copilul nu o să poată să iasă deloc din joc. Este o chestie extrem de utilă atunci când aveți prieteni sau parteneri de viață curioși sau vreți să înmânați telefonul unui copil. Haideți să vă arăt cum se face pentru că este foarte simplu. Chestia asta este inclusă în Android de ceva vreme. Haideți să vă arăt. Mergeți în setări. Mai în jos, dați scroll până la securitate, acum depinde cum aveți voi meniurile, dar în general este la securitate, și e, jos la securitate, tot în partea de jos, o să aveți fixarea ecranului. Apăsăm pe funcție, activăm și nu uitați, bifați și chestia asta să vă solicite pinul în momentul în care vreți să renunțați la fixarea ecranului, în momentul în care vreți să vă întoarceți în meniul normal al telefonului. Haideți acum să vedem cum se fixează ecranul. Da? Mergem pe aplicații recente, haideți să scoatem asta de aici. Și avem această aplicație Google Maps. Vedeți că putem ieși foarte ușor din Google Maps din hărți. Dar dacă folosim această pioneză, deja ecranul este fixat. Vedeți că ne apare și un. Pop-up și de aici nu se mai poate ieși, nu avem meniu, nu avem bară de notificări, nu avem nimic, butoanele nu funcționează, da? nu funcționează absolut nimic. Trebuie să rămânem obligatoriu în această aplicație. Dacă, de exemplu, ați dat unui copil telefonul și vrea să iasă, o să vedeți că scrie la un moment dat pe ecran pentru a anula fixarea, trebuie să țineți lung tasta înapoi. Ținem lung tasta înapoi. Și o să se deschidă această pagină unde trebuie să băgăm amprenta sau să punem parola. Și în momentul acesta am deblocat, da? după cum vedeți, m-am putut întoarce la uh, pagina de bază, dar uh, voi știți parola voastră de blocarea ecranului. De asemenea, uh, știți, aveți și amprenta voastră și copilul sau prietenul vostru curios sau partenerul de viață curios nu o să poată să iasă de acolo pentru că nu are nici parola, nici amprenta. Cam așa se folosește. Încă o dată din meniul cu aplicații recente o să aveți pinul acesta. Fixați aplicația și de acum încolo nu o să se mai poată ieși din această aplicație. Aplicația poate fi folosită fără probleme, dar nu putem să ieșim, nu avem nicio opțiune de ieșire. Decât dacă ținem tasta Back apăsată mai mult, o să ne apară meniul acesta și deblocăm. Acum totul în regulă, am deblocat telefonul. Cam așa se blochează, cam așa se fixează ecranul pe o singură aplicație, o opțiune extrem de utilă, mai ales atunci când, v-am spus, aveți prieteni, parteneri de viață curioși sau pur și simplu vreți să dați telefonul unui copil. Cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!